Салут, приятель, Михай Степанов, кон видео ноу дис прибурса CoinsBit. Врал са трагатенце ла ачей уамен каре са уитат ла видео креате ди мини пи тема дата, унди а фост 3 септамани урмам видео кум са примим монеди ди 200 долар ла бурса CoinsBit gratis. Йо нун целег кът ди штептре сфи ка gratis ниште монети каре са дел. Să nu le iei. De ce spun? Pentru că mulți din voi poate că nu știu că au mai rămas 26 de zile până se termină această promoție. Primul moment. A doilea moment. Asta este o bursă nu nouă, dar care este deja cunoscută. Ea zilnic are vânzări de 748 de pildă azi de milioane de dolari. De pildă Bitcoin a vândut de 324 milioane. Deci este volumul în 24 de ore care a făcut bursa dată după statistica de la CoinMarketCap. Asta eu nu inventez nimic. Deci ei acum vor lansa moneta lor. Multe burse lansează moneta lor. De pildă, dacă intrăm la CoinMarketCap, în top 100, de pildă, sunt unele monete la unele bursă. De pildă, moneta Binance Coin. Moneta lor costă 16 dolari. Când s-a deschis bursa aceasta sau mai târziu, ei tot așa dădeau monete gratis. Deci monetele de la bursă merită de luat. Și acum Binance, de pildă. Vedeți ce volum mare, 242 de milioane. CoinsBit, de 3 ori mai mult monete vinde pe zi ca Binance. Și acum să cotiți, moneta lor e 16 dolari. CoinsBit acum dă 2000 de monete gratis. Unde le puteți vedea, de pildă. În depozit, cine a trecut verificarea, eu am 3000 de monete. 300 de dolari. Deci această monetă, dacă eu nu voi vinde din start, ea are toată șansa să crească și ea de vreo 10 dolari de pildă. Și acum 3000. Dacă mulțim la 10, ca exemplu. Deci este o șansă de a câștiga gratis niște bani și voi, mulți din voi care sunt înregistrat, nu vreți să faceți să bateți niciun deget cu alt deget, deci nu vreți să faceți nimic și vreți de undeva să cadă din pod bani. Banii cad numai la cei care fac cum trebuie. Deci uitați-vă la referal, dacă intru, care e situația. Doar o persoană a fost în stare ca să facă verificarea. Deci cu verde. Restul, care sunt cu roșu, n-au trecut verificarea. Din care cauză nu o să puteți primi aceste monete. Deci monetele se dau numai la cei care au trecut verificarea. Nu e de ajuns ca să faceți înregistrare. Deci trebuie să faceți verificarea. Deci asta eu am explicat în a doilea video. Cine nu va primi monete? 3 minute și 3 minute le lene la oameni să se uite. 32 de oameni s-au uitat și nimic n-au făcut. Deci eu nu știu cum să mă explic la... Când nu-i minte, vă leu de cioare, cum se spune, este o vorbă cu... Nu știu cum se spune, dar sensul acela că nu lucrează capul, trebuie să dai din greu la care va muncă, la șantiere și mai departe. Deci și aici se poate câștiga, dar trebuie de făcut ceva până la capăt. Nu trebuie să fie frică. Deci asta vreau să spun, că m-a mai rămas puțin timp. Dacă doriți, intrați, înregistrați-vă, faceți verificarea. Cum se face verificarea, uitați-vă la video. Deci la voi, în final, trebuie să fie aici cu verde. Acei care s-au înregistrat încă de pe 1 noiembrie, mulți din voi, trebuie să faceți verificare.
Pentru că niciun folos dintre cei care s-au înregistrat trebuie de făcut verificare. Deci trebuie trimis o poză la buletin și un selfie. Dacă nu s-a trecut din prima, uitați-vă condiția refuzului. Poate fi calitate la poză sau nu sunteți serios, ați trimis, eu știu, o poză cu un tractor sau cum alții. Trimit orice ce, numai nu ce trebuie. Deci asta ce am vrut. Spun că îmi pare rău că ați început ceva să faci și nu ați ajuns la capăt. Deci din 6 oameni, doar unul a făcut verificarea. Deci în final trebuie să fie verification, deci trecut. Undeva în 2-3 zile lucrul acesta se întâmplă. Pe urmă, dacă mai invitați și oameni, puteți în plus primiți. Deci pentru fiecare om primiți câte 1000 de monede. Dacă el tot a făcut verificarea, deci eu am primit, cum ați văzut, 1000 de monede și 2000 am primit eu pentru că am făcut verificarea și am total 3000 de monede. Când s-ar putea să fie și mai multe, deci 5500 total ar trebui să fie, dar vedeți că am doar 1000. 4500, deoarece că oamenii nu înțeleg ce trebuie făcut. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.